Din 17 septembrie, la sediile agențiilor de plată și intervenție în agricultură, s-a început depunerea de cereri pentru solicitarea plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic de creștere a bovinelor. Altfel spus, depunerea cererilor pentru obținerea sprijinului financiar anual de creștere a vacilor. Deși potențialii beneficiari ai acestor ajutoare financiare ar putea folosi anual 400 de lei pentru fiecare cap de vacă, la sediul județean al Apia Giurgiu, fermierii nu s-au întrecut în depunerea cererilor, iar termenul în care mai pot face acest lucru a rămas foarte scurt. La Apia, Centrul Județean Giurgiu, s-au înregistrat un număr de 430 de cereri, ceea ce reprezintă un număr de 4250 de capete pentru care s-au solicitat această subvenție. Putem spune că dacă facem o comparație cu anul anterior, până în această dată, numărul de cereri înregistrate reprezintă 41% față de numărul de cereri înregistrat în anul anterior. Anul acesta, procentul mic de 41% al solicitărilor poate fi pus pe seama faptului că fermierii au renunțat la creșterea vacilor sau dețin mai puțin de 3 capete și în acest fel nu pot fi beneficiarii acestor sume. Lipsiți de acest sprijin pot fi și deținătorii a mai mult de 3 capete de animale dacă vacile acestora, număr mai mare de 2, sunt de fapt cu vârsta sub un an. Important de reținut este deci faptul că, începută la 17 septembrie, perioada depunerii cererilor se finalizează luni 28 octombrie.